Piața de gro pentru pește ar putea fi închiriată unei asociații de profil din Sibiu, anunța la sfârșitul lunii iunie primarul Nicolae Barbu, menționând că a avut discuții despre această piață și cu instituții și producători din județul Giurgiu. Primarul este contrazis însă de președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, care este și președintele patronatului peștelui din România. Pentru că avem o cerere a unui producător de pește de păstrăv din zona Sibiului și județele limitrofe, a unei asociații din zona respectivă care vor să intre pe piața bucureșteană, folosind piața de gro din Giurgiu. Și dumnealor vor să închirieze aproape tot spațiul respectiv. Cu tot ce înseamnă auto, pentru că este un spațiu autorizat, costurile sunt acceptabile în viziunea dumnealor și vor să închirieze toată piața de pește. Previziona ce bine va merge, o să meargă piața de gro prin venirea unui mare investitor din Sibiu. Vă informez că în Sibiu nu există nicio asociație de pescuit, așa cum spunea domnia sa. În Sibiu sunt 3 sau 4 ferme piscicole, una de crap și 2 sau 3 de păstrăv. Dar nici pe departe să aibă capacitățile ca să poată să desfacă în Giurgiu sau să n-aibă unde să vândă în Ardeal și în București. Direcția de specialitate din cadrul primăriei a publicat primul anunț pentru închirierea prin licitație a pieței de gro pentru pește în luna martie a acestui an, iar de atunci anunțul a fost repetat de mai multe ori. Până la această dată însă nu a fost depusă nicio ofertă.